oameni care fac bine în pătrățica lor și își fac profesia atât de bine încât au atras atenția celorlalți din jur. Despre o tânără balerină din România, Francesca Vericu este numele său, lucra la Opera Națională din București, a fost nevoită să plece din cauza unui scandal instituțional care a izbucnit acolo. În 2-3 săptămâni a dat concurs, au luat-o cei de la Baletul Național al Angliei și în anul respectiv a primit unul dintre cele mai prestigioase premii din cultura britanică, atât de valoroasă au considerat-o britanicii, în timp ce noi, din păcate, nu prea am putut să apreciem atât de bine valoarea. Am mai scris despre Vadim Toader, un tânăr absolvent de la Oxford, care și-a deschis o firmă împreună cu încă un român, care ar putea să revoluționeze felul în care se desfășoară tranzacțiile imobiliare pe tot globul, lucrează cu inteligența artificială și au reușit să adune în jurul lor, la Londra, o echipă de aproximativ 20 de tineri și ei la rândul lor absolvenți din Cambridge, din Oxford, universități de renume, deci oricare dintre ei ar fi putut să facă orice în lumea asta și au ales să lucreze pentru doi șefi din România, pentru că au considerat că acei doi tineri au o idee într-atât de bună încât ar putea să revoluționeze ce se întâmplă în jurul lor. Și am mai scris de asemenea despre Alexandru Crăciun, care a fost desemnat în 2017-2018 cel mai bun bucătar din Londra. Londra, un oraș cu mii, poate zeci de mii de restaurante, o competiție uriașă acolo. Și el, de fapt, a fost inginer în Brașov, a plecat să câștige un ban în Anglia, a pornit de la spălat vase și curățat cartofi și a ajuns să devină unul dintre cei mai buni bucătari pe felia asta, ca să zic așa. Mulțumim!